Prima piesă proprie se cheamă Amintiri și inspirația mi-a venit în apartamentul din Berceni, unde stă mama mea acum și unde într-o vară când eram aici în concediu am închis-o și ochii și nostalgia mi-a venit așa tot ce s-a întâmplat și dacă ascultați textul să zâmbiți puțin pentru că este vorba de trecutul meu și cum a început Iris și o să auziți imediat. Sunteți aici. Eu am avut multe discuții cu colegii mei de breaslă, de aici, și mi-au zis, băi, ești nebun, păi rock-ul a murit de mult. I-am zis, bă, dar eu trăiesc. Eu sunt rock. Rock-ul o să moară
seama și să vă spun de ce. Pentru că eu, în Stockholm, din păcate, poate era mai bine să nu plec, dar în Stockholm de aproximativ 24 de ani de când am ajuns acolo, în afară că eu cânt cu acești băieți minunați, nu mai cântăm acum la fel de mult cum făceam acum 15-20 de ani, dar cântăm susținut, cântăm des, dar în afară de asta, atât Ken cât și cu mine, suntem profesori de chitară la o școală de muzică și învățăm toată ziua generații noi. Și vă spun sincer, copii între 8 și 22 de ani vin la noi și ce credeți că îi învăț eu? E Hendrix, că asta știu cel mai bine, Clapton, Johnny Winter, Richie Blackmore. Și ei ascultă și fac... Grand Funk Railroad. Grand Funk Railroad. Bine. Foarte bine. Ken știu deja o grămadă de cuvinte. And Iris, of course. Acest proiect a luat ființă dintr-o întâmplare. M-am întâlnit cu Cristi și cu ceilalți colegi de la Iris într-un club din București, acum 2 ani. Când cântam, eram invitat de o altă formație acolo să cânt, de pură plăcere. Au venit, ne-am întâlnit și la fel ca o dragoste veche, când pam, te întâlnești și simți exact aceeași emoție, aceeași, se întâmplă o magie când suntem noi pe scenă, Cristi și cu mine. El avea oricum, avea gânduri să se stabilească în Germania, din motive pur și simplu de sănătate, pentru că de la o vârstă începem să scârțim și asta și... Până și președintele Băsescu s-a dus în altă țară să se opereze, așa ca să nu mai aud chestia asta. De ce s-a dus acolo? Pentru că acolo e mai sigur și de asta trăiește, spun. El nu numai că trăiește din plin, vă spun cu mâna pe inimă, și vă promitem că aceast... Eu o să demonstrez în țara asta, cu toate că nu mai sunt aici de 24 ani, că rocul nu a murit și nu o să moară. Noi o să continuăm să-l facem bine. Pentru că eu am spus și spun, sunt un om fericit, pentru că pe lumea asta am ajuns așa, dintr-o, iară o pură întâmplare, să iau o chitară într-o bună zi și să simt, chestia asta e chestia mea. Și nu i-am mai dat drumul de atunci și nu o să-i dau drumul decât când o să mor. Nu simțiți că lipsește ceva? Ce-ar fi să facem așa? Nu știu, pe dreptul, da? Ține-te așa, ține-te așa. Where's that? Turn it!
1983, când a dat Spana, hai la soare!